al 2018 a fost un an foarte încărcat. Și pot să afirm acest lucru, deoarece misiunile internaționale au fost planificate și executate în fiecare lună. Deci fiecare lună am avut câte un exercițiu cu o navă străină sau cu nave din grupările SNMG-2 sau altă grupare permanentă în Marea Neagră. Iar nave din cadrul flotei au participat în aceste exerciții comune. De asemenea, pot să afirm că toate activitățile le-am desfășurat sub deviza anului centenar, împlinirea 100 de ani de la Marea Unire. Am avut, de asemenea, exerciții importante conduse de către flotă și aș menționa aici Sea Shield 18, Poseidon 18 și cea mai importantă spre sfârșitul anului, participarea fregatei 221 la Sea Guardian în Marea Mediterană. Este al doilea an când participăm cu fregata la această misiune și, ca de fiecare dată, ne-am îndeplinit misiunea cu cinste și am primit aprecieri din partea aliaților. Spre sfârșitul anului am participat cu un detașament dublu față de anul trecut la parada de 1 decembrie. Ca noutate, în acest an, după înființarea Colegiul Național de Marină Alexandru Ioan Cuza, am avut și un detașament de la liceu și pot să vă spun că s-au comportat admirabil această paradă. Anul 2018, cu toate provocările și cu toate misiunile pe care le-am avut de îndeplinit, cel mai important este că nu am avut evenimente deosebite și tot ce înseamnă personal din cadrul flotei s-au comportat foarte bine, au dovedit profesionalism și vor fi în continuare tot atât de motivați pentru a îndeplini misiunea pentru anul 2019. Am lăsat la sfârșit un eveniment deosebit pentru forțe navale și pentru flotă, în primul rând, exercițiul FNR 18, la care președintele României a participat pentru a treia oară și am fost apreciați pentru modul în care ne-am desfășurat exercițiile în cadrul acestui exercițiu major. Deci, un an destul de plin cu activități și terminăm cu activități și în luna decembrie. Mai avem un exercițiu cu o navă britanică, o așteptăm să vină în vizită zilele acestea și așteptăm 2019. Cum se anunță 2019? Care vor fi principalele provocări care stau în fața flotei? Din perspectiva planului cu principale activități pentru 2019, deja știm ce avem de făcut. Consider că 2018, cât de greu a fost, a reprezentat un an pregătitor pentru 2019. Este un an foarte important pentru noi și afirm acest lucru prin prisma principalelor provocări care ne stau în față și aș menționa. Avem Sea Shield 19, în care participarea la acest exercițiu major condus de forțe navale și în principal de flotă va reprezenta un exercițiu emblematic pentru Armata României, se va înscrie în succesiunea de exerciții la nivelul statului major al apărării. În semestrul 2 avem fregata 221 pentru a face parte din forțele destinate la NATO, NRFN 19, și de asemenea aprobată deja participarea la Sea Guardian în Marea Mediterană. De asemenea, o mare provocare pentru noi este pregătirea viitorului de mine 274, care din ianuarie 2020 va participa la Carnavă Comandant, la o grupare de minare, ceea ce este un lucru esențial pentru noi. Ce mesaj ați dori să transmiteți acum personalului flotă, iată, camarazilor din forțele navale, la sfârșitul acestui an și în prag de 2019? Personalul din flotă, în primul rând vreau să le urez sănătate și putere de muncă, pentru că este esențial pentru tot personalul care face parte din forțe navale și din flotă,
având în vedere faptul că nu ne putem permite să renunțăm la oameni. Suntem în situația în care orice om este o piesă importantă în acest joc și acest puzzle, sau mai bine zis, acest echipaj al fiecărei nave. De asemenea, să manifeste aceeași dăruire pe care am văzut-o și în acest an. Și m-a bucurat faptul că oamenii au început deja să înțeleagă care este menirea lor și, de fapt, ce trebuie să ne dorim să arătăm României și lumii, în special, ce înseamnă forțe navale române. Trebuie să fim tot o echipă, de la mine în jos până la ultimul caporal, pentru că numai împreună putem trece peste toate aceste provocări. Având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă, că punem punct anului 2018, le doresc tuturor multă sănătate, sărbători fericite și să începem nou an cu dreptul.